Gabriel Oprea îi dă o replică lui Dan Diaconescu, după dezvăluirile afaceristului despre fostul ministru, un nou caz Elodia. Gabriel Oprea i-a răspuns dur lui Dan Diaconescu, după ce fostul patron de televiziune a afirmat că Oprea ar fi făcut presiuni asupra lui Diaconescu să se înscrie în un. Oprea neagă aceste acuzai, îi spune că niciodată nu a discutat cu Dan Diaconescu despre dosarele sale. Eu sunt prieten cu Dan Diaconescu, l-am invitat la congresul UMPR, a venit, i-a stat în loj, dar nu s-a pus problema ca el să se înscrie în partidul nostru. Parcă asist la un nou caz Elodia, a spus Oprea, joi sear, la Antena 3. Nu știu de ce Dan Diaconescu spune aceste lucruri. Numai un om nebun la cap poate credea ceva, a mai spus Oprea.